Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare care a fost descărcată, a venit foarte greu. Nu de altă, dar am adormit și între timp am apucat să citesc o carte despre misterele din Egipt, mistere șamanice, chestiune care mă captivează. Exact ce pe subiectul pe care am canalizat acum o săptămână și ceva, niște chestiuni. Da, o carte găsită într-un târgușor de vechituri. Așa se întâmplă când cauți adevărul, vine oriunde. Acum pentru voi aveți de ales între, am vrut mai multe variante pentru că vreau o etalare mai rapidă, mai scurtuță. 1, 2, 3, 4, 5 s-a făcut 4 și 5, da? Puneți pauză, vă alegeți. Am vrut chestii uscate pentru că, nu știu, am zis că acest echinocțiu care vine cu binecuvântări, cu daruri divine, cu cadouțe, cu noutăți, lasă în urmă ceva. Și voi știți, veți vedea ce și cum, și pentru că lasă în urmă ceva, și tot luna e în scădere, deci ne eliberăm, și anumite lucruri trebuie răsădite, reînnoite și lăsate. Alte chestiuni să se usuce. Ok. Începe cu numărul 1. Ok. Ia uitați-le cum au venit. Ați văzut cum s-au lipit? M-a distrat. Înainte să începe talarea. Deci nu, deocamdată așa. Înainte să începe talarea, mesaj colectiv. Am vrut să apară 3 de spade, 10 de monede, împărăteasa și faetonul. La capătul setului de cărți, asul de monede. Un potențial început, început de lungă durată sau care va aduce o oarecare stabilitate. Vă puteți hrăni din acest început mult timp de acum încolo și hrăni și crește, că apare și o împărăteasă. Însă, cred că ține și de o încheiere cu 10, 10 de monede. Pentru unii văd așa un mesaj, o suferință, discuții, dezamăgiri, răni, acasă. Acasă reprezintă nu musai soțul, soția, deși poate să fie o casă tradițională, o familie tradițională, dar poate să reprezinte și rudele, da? Rudele. Poate să fie și jobul, pentru că adesea pentru 10 de monede stai mai mult la job decât acasă. Cu alte cuvinte, este tot un soi de acasă. Însă este o ierarhie, este o chestiune tradițională. Și casa și familia despre care am vorbit și jobul. În fine, suferință pentru această construcție tradițională, stabilă, financiară. Așa o denumesc. Că e casă, că e neamul din care veniți, genealogia voastră sau jobul variază de la om la om. Însă, acolo e o suferință. Din cauza unor comunicări nepotrivite. Din cauza că, e interesant, în aceste de cărți, suferința este legată fedelește, de ca și când nu s-ar permite vindecarea. Însă, apare această împărăteasă și faetonul. Posibil unii vă doriți să creșteți, să creșteți în altă parte. Zic în altă parte pentru că faetonul reprezintă o călătorie, da? E o decizie. Înainte să apară faetonul, în spate e o decizie luată după încheierea unui ciclu. Eventual e o decizie să lăsați în urmă, ce am spus mai devreme, care se manifestă de la om la om, diferit, să lăsați în urmă acel lucru și să faceți o călătorie a vieții voastre către o anumită creștere, abundență, conștientizare a interesant, a aurei voastre, vreau să zic a luminii, dar a apărut aura. Poate și una și alta. Conștientizarea valorii voastre, potențialului vostru creator. Dar pentru unii poate această suferință acasă sau la job să fie din cauza unei mame sau unei a soției, mama copiilor voștri. Și ideea este că a apărut faetonul. Faetonul lasă în urmă aceste lucruri. Și le lasă pentru că are motive. E multă suferință acolo, da? Și își vede de călătoria sa. Către stea, către vindecare, către conștientizarea altor lucruri. Dar e frumos. Este frumos.
Oricum, se merge înspre o anumită creștere. După acea experiență lăsată în urmă, se va încerca o altfel de comunicare care marchează sau care stimulează, mai bine zis, abundența, dragostea, creșterea pe mai multe planuri, nu doar fizic, nu doar material, pentru că acesta a stimulat creșterea financiară, materială, profesională, dar a adus prea multă suferință. Așadar, v-am zis, aici este bogăție, aici este abundență. Și când vorbim de abundență, mai ales în acest context al echinocțiului, vorbim și de binecuvântări divine. În plus, deci un mesaj colectiv și pe urmă mă apuc de numărul 1, 2, 3, 4, 5. Acum, așezând cărțile, îmi dau seama că 5 numere ne forțează într-un fel sau altul, ne forțează, nu, ne invită la a învăța, pentru că 5 este marele preot, da? Dar 5 e și conflictual, știm. Iar în aceste de cărți a apărut 8 de cupe și 5 de cupe și marele preot despre care am vorbit mai devreme și de fapt nu am vorbit despre el, am vorbit despre tradițiile pe care le reprezintă, tradițiile stricte. Este o suferință acolo. Sunt niște pierderi, niște regrete, poate pierderea acasă, poate copilul divin din voi a fost traumatizat acasă. Interesant, nu mă așteptam să spun asta. Și învățați să vă eliberați de aceste suferințe, 8 de cupe. Lăsați lucrurile în urmă pentru că știți că sunt proiecții ale egoului. Și mergeți către 9 de cupe, către dragoste față de voi, că de fapt 9 de cupe este binecuvântare divină, într-o formă sau alta. Hai să vedem acușica. Asta așa, la nivel colectiv, numărul 1. Ce care ați ales? Aceste frunzulițe verzi. Verdele ține de ce? De dragoste, de abundență. Binecuvântări. Cadouțe divine. În această perioadă. Hai să vedem. Uite, regele de spade, 3 de băte. Hai să iau încă o carte. Dar până una alta, un personaj rațional, poate sunteți voi. Așteaptă cu speranță ceva la un drum, la o călătorie, dar sau poate se pregătește el, ea, de o călătorie. La capătul setului de cărți apare temperanța. Probabil a așteptat. Temperanța înseamnă așteptare, 3 de băte, așteptare. Dar, însă acum se fac deja planuri, se trece într-o oarecare materializare și strategie, nu doar materializare, cum îți faci bagajele, ce și cum îți pui benzina, dar îți cauți un traseu, un program de lucru. Ideea este că până acum s-a așteptat temperanța, s-a așteptat, s-a temperat un foc, o pasiune, pentru că a fost necesar a se vindeca un abandon, o sărăcie, poate niște probleme financiare sau poate niște probleme emoționale. 4 de cupe, 5 de monede sugerează niște suferințe, nu doar financiare, dar și emoționale, din cauza unor cuvinte, poate, sau a unei separări, interesant, turnul. Deci, a fost nevoie de vindecare până acum și cu acest rege de spade se pare că primiți o înțelepciune, ca și cadou. Sau deschidere la comunicare. În aceste cărți, regele de spade are sabia în sus. Deschidere la comunicare. Și deschiderea la comunicare s-ar putea să vină într-un mod neașteptat prin turn. S-ar putea să aducă revelații. Să zdruncine oarecum ceva, o structură mai veche, dar oferă alte șanse, alte oportunități cu 3 de bâte. Pentru că pentru mine este o carte a speranței. Interesant, acest triunghi, deși este din bâte care reprezintă foc, este un triunghi cu vârf în jos care reprezintă elementul feminin. Apa, emoțiile. Această cuvântare și această comunicare cu cineva
sau poate cu universul, pentru că turnul ar putea să reprezinte revelații, channeling, că tot am vorbit de binecuvântări, da? Aduce un soi de emoții și idei, pasiune, care trebuie să conținute într-un plan care în viitor va aduce stabilitate, pentru că după trei urmează patru. Dar ceva vine așa într-un mod neașteptat. La capătul setului de cărți, remitul și mama, ia uite, interesant. Pentru unii ar putea să fie vindecarea. Mai, Marea Preoteasă Steaua. Marea Preoteasă și Stea văd pe cineva ca mine, care studiază tarotul, astrologia, care vindecă, da? Însă apare și diavolul, apare și mama de, sau regina de spade și eremitul. Aici este o provocare între două persoane care în principiu se potrivesc, regele și regina de spade. Dar din cauza, interesant, și aici a fost sabia în jos și aici eremitul care tace. Dar a fost o perioadă de tăcere care a tulburat potențialul de vindicare, a bruiat, e un cuvânt ușor pentru diavol, da? Acest potențial creator și aceste emoții a tulburat. Am zis că a fost un foc care a fost reținut, dar prea multă reținere a pentru mine sugerează o intoxicare, să zic, o tăcerea a fost prea mare aici. Tăcerea a fost prea mare. Acum, ce mai simt în plus? Mai simt în plus că pentru unii posibil apare și eu o tăcere față de un personaj care v-a fost alături o perioadă profesional, familial, cu diavolul, dar apare separarea. Poate drumurile v-au separat și drumurile și separarea au adus tăcere. Vedeți voi, acum în ce constă această separare, voi știți mai bine. Poate să fie și un divorț, poate să fie și pur și simplu. Pot să fie multe. Dar hai să vedem totuși ce alte cărți mai apar. Separarea de cineva vă dă șansa să vă reconstruiți într-o altă direcție. Pentru că trei de bute ține de călătorie. Am zis, este o carte a speranței. Adică dacă vă separați de cineva, sperați în mai bine, alături de altcineva sau într-un alt loc. Ia uite, doi de bâte, trebuie să alegeți între două persoane, două joburi, două locuri. Opt de monede. Ar putea să fie într-adevăr un job la distanță cu opt de monede și cavalerul de monede. Personaj care vrea să-și reconstruiască viața sau poate are de făcut drumuri pentru... Da? Asta e jobul unora la distanță. Că și cavalerul face drumuri, însă le face cu un scop de a se construi. Interesant că iar apare eremitul. Eremitul, tăcerea aceasta care a adus iluminare și în această carte a adus iluminare. Tăcerea, poate separarea dintre voi și cineva, chiar dacă sunt din motive profesionale, să zic, a adus iluminarea. Iluminarea însemnând, în acest context, pentru unii, iar eu speranță, pentru că aici deja, iau de trei de bâte și aici avem, de fapt, patru stâlpi. Patru stâlpi care creează o structură, da? Un portal. Că tot vorbeam de portaluri, de echinocțiu, da? Avem în față un as de cupe, emoțiile, și avem și un simbol falic, pasiunea despre care am vorbit. Este un potențial de reconstruire a acestui turn și, repet, turnul care înseamnă foarte multe pentru fiecare,
separare, zdruncinătură, restructurare din multe puncte de vedere, variază dacă e profesional, familial sau sentimental. Dar șansa este, acest echinocțiu va aduce șansa să construiți în altă parte, eventual, trei debute. Clar, asta înseamnă în altă parte, nevoie de călătorie. Călătoria în fizic, după ce s-a parcurs într-o formă sau alta călătoria spirituală, pentru că eremitul înseamnă călătorie spirituală către lumină, către stea, către iluminare, către inspirație, către destinul vostru. Dar această călătorie spirituală poate fi reprezentată prin tăceri, prin izolări, prin încercări grele, pentru că eremitul trece prin întuneric, da? Ca să găsiți lumină. În acest set de cărți, Storyteller, eremitul, este un povestitor care poartă în mâini și e la nivelul ceacrei inimii, apropo de verde, lumina. Poate că cineva vă povestește ceva și vă aduce niște idei. Sau se creează ocazia de a manifesta ce spusei mai devreme. Într-o formă sau alta. Ia uite, moarte, moarte și renaștere, firul Ariadnei. Iar grija pentru bani, împăratul, patru de monede, regele de spade, sunt figuri, sunt cuvinte, dar și figuri masculine, care țin de stabilitate, de bani. Și cum am spus înainte să începe talarea, ține și de chestia colectivă, da? De tradiții. Dorința de a construi încet și sigur și stabil, însă ceva se zdruncină, dar permite reconstruirea într-o altă formă, într-o altă structură, e și Uranul și Saturn aici, eventual în altă parte, sau cu altă viziune, să zicem, plină de credință, pentru că asta înseamnă iluminarea, nu? Puterea. Vă aduce putere acest echinocțiu, cărți, interesant, cărți, povestitorul ar putea să fie autorul unei cărți sau cineva care citește cărți și vă povestește și vouă și vă dă putere, vă dă speranță, vă ajută să reconstruiți ceva. Am zis că e mai scurtuță etalarea. Hai totuși să mai iau din setul ăsta de cărți. Ups! 42, am zis wide open. Foarte, da, deschiși, trei de bâte astea, deschidere către noi orizonturi. Separarea, am zis, turnul, trăsnetul, însingurarea, v-a pus undeva într-o poziție în care puteți, dacă vă așezați cum trebuie, puteți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să vedeți în avans, e o anticipare. 4 și cu 2 înseamnă 6, dragii mei. Da, e interesant, interesant, coming apart, separare, aici este o separare, turnul despre care am vorbit și tăcerea, care a apărut prin eremit de două ori, și moartea, separarea, da? De niște chestiuni tradiționale, de cineva care a controlat o situație care nu trebuia să fie controlată la modul absurd. Și 4 și cu 2 înseamnă eliberare, seamănă cu un soi de eliberare. Independență. Senzația asta, eu aici mă văd pe mine, pe munte, privind în jur și inspirând așa întreaga mea ființă, întreg peisajul. E un sentiment de libertate pe care doar pe munte îl găsesc. Acum, pentru unii care au înțeles metafora, 4 și cu 2 înseamnă 6, 6 înseamnă îndrăgostiții. Iar fiind deschiși, a vă reconstrui, că aveți putere, da? Într-o altă locație, într-o altă formă, cu altcineva, pentru că aici este un cuplu puternic, da, este calul și călăreața, Amazona. Dacă sunteți deschiși, o să aveți, o să puteți vedea, interesant, că această transformare vă aduce dragostea în brațe. Perechea, pentru unii, ar putea să fie perechea, pentru că aici este un cuplu puternic. Da, interesant.
Interesant. Hai să mai iau încă o cărțulie. Hai să așa, câte puțin în fiecare. Încă un mesaj. Interesant că și are o rochea verde, cum ați aveți voi, frunzuliță, exact aceeași nuanță de verde, un verde foarte elegant, un stecachie, un pic foarte frumos. Și fluturile alea, ce înseamnă transformare? Camelia, ce frumos! Ah, interesant, vă duce către destinul vostru, dacă sunteți deschiși, ce frumos! Ce frumos, trei de bâte, iar. Speranță, călătorie, planuri de viitor. Wide open, fiți deschiși. Ce frumos. Ce spune? Nu stelele țin destinul nostru, ci noi. Sau, de fapt, noi îl facem, cu alte cuvinte. Hibiscus, ce frumos, pe care îl ador. Frumusețe și ce mai ce și fericire. Un lucru frumos este o bucurie eternă, ceva de genul ăsta. Foarte frumos. Hai să trec la următorul număr. Sper că v-a plăcut. Sper și eu. Numărul 3. Vedeți cum se sincronizează alegerile? Ați ales verde și are rochia tot verde. Drăguț. Okidoki. Numărul 2. Cei care ați ales această petală roz, petală de lalea. Mai, știți cum o văd eu? Ca pe o corabie. Ia uitați. O corabie către, lui, către iubire, că roz știm că înseamnă iubire. Da? Către speranță. Iubire în aceea frumoasă, necondițională. Nu vorbesc de pasiune, vorbesc de iubire. Și o mare diferență între atracția aceea fizică pe care o confundăm adesea cu iubirea și iubirea necondiționată. Hai să vedem ce. Bucurii. Ați primit sau primiți cu ocazia echinocțiului pe care l-am serbat aseară, ieri. Poate și în timpul zilei, nu? Am zis trei cărțuri. Oh, asta s-a întors. Trei de bute, interesant. Călătorie, dar sub altă formă. Ar putea să vedem. Câte sunt aici? 8 de monede, asul de spade. Comunicarea cu cineva, o comunicare sensibilă, poate să fie și cu un copil sau cineva cu o fire mai copilăroasă, mai poetică, e o comunicare. Aduce, iar, trăsnete, revelații în legătură cu ce s-ar putea crea aici, este o rețea, da? Știți că păianjul este foarte apreciat în alte culturi, având această forță creatoare, ce s-ar putea crea, cum se poate munci în acest sens? Dar interesant că apare un 3 de bâte. Vedem ce legătură are. Care în general 3 de bâte? Ah, interesant, împăratul. 3 și 4. Așa. 4 înseamnă stabilitate. 3 de bâte invers poate să meargă înspre 4 de bâte care înseamnă stabilitate sau înspre 2 care înseamnă planuri. 7. Cât e aici? Și 6, interesant. 7 de bâte și 6. La capătul setului de cărți, ce a apărut? 10 de spade, suferință, iar perioadă de tăcere. Cineva a trebuit să tacă, să comunice mai puțin și să aleagă între un obiectiv de viață, să zic. Casul de bâte poate să fie nu doar pasiune, atracție nebună către cineva, cât și un obiectiv de viață, dorința de a renaște după o perioadă în care cineva a suferit foarte mult, s-a simțit trădat și uitați ce interesant, mai dramatică imagine. Nici nu a putut vedea, asta e trei de bâte, n-a putut vedea
viitorul, pentru că a suferit foarte mult, e ca o lună neagră în flăcări, nu mai văd ca pe eclipsă, nu mai văd lună neagră, energie negativă, feminină, un soi de Lilith, în semn de foc, interesant, a determinat acest blocaj. Acest blocaj în manifestare, să zic. Și acest blocaj a fost necesar ca cineva, vedeți cărțile, să aleagă repede între pasiune, pasiune pentru viață, care se exprimă nu doar în relația voastră cu cineva, relație sexuală sau, în fine, creativă, ci și în viața voastră de zi cu zi. Și acest sentiment de durere imens, imens, că vă plouă în cap, știți? Ah, și asul de cupe! Wow! Probabil suferind așa n-ați crezut că puteți să renașteți. N-ați crezut că vă aduce Universul și dragoste și pasiune și această șansă de a renaște. Interesant. Și 9 de cupe. Cineva în viața voastră. Dar această ofertă a venit cu mari conflicte și invidii. Acum, dacă cineva a fost căsătorit, pentru că 10 implică și o relație de lungă durată, 10 înseamnă mult, evident, un ciclu. Se poate manifesta în familie, 4, poate să fie un tată, un bunic, un profesor, un soț, soție, inclusiv soție, dar variant, am zis Lilith în flăcări, o energie feminină distorsionată. Dar, trecând peste asta, dacă a existat așa ceva care v-a blocat, speranța, credința, pentru că la 3 de bâte e speranță, e credință. Interesant, iar apare semnul focului. Am vorbit că acest triunghi, de fapt, e un triunghi de apă emoțional, chiar dacă este creat din pasiune. Aici, invers, apare un triunghi de foc. Adică, dar e invers, trei de bute invers. Iar a fost o chestiune de control, de suferință, care a blocat credința cuiva, a voastră sau unui personaj important în viața voastră. Dacă acest personaj v-a controlat și v-a luat așa din speranță, apropo de zrozul ăsta și de corăbioară de călătorie, blocați, 7 de bâte, blocați și mergeți către persoane, asul de bâte l-am văzut mai devreme, aici iar apare un soi de as de bâte. Poate să fie un nou proiect în care primiți, sunteți tratați de la egal la egal, nu vă domină nimeni. Sunteți tratați cu respect, primiți eventual ajutor financiar, dacă e un job, poate să fie banii pe care îi meritați, în condițiile în care poate unii ați avut de-a face cu un șef foarte toxic sau șefă. Dar am zis, dacă nu-i șef-șefă, poate să fie tată, bunic, soț, inclusiv soție, șef-șef am zis, da? Zic și soție, repet, varianta negativă, care a vrut să controleze tot și a tăiat speranțele. N-ați mai crescut pentru că la 3 de bâte se crește, se anticipează un viitor. Aici nu s-a mai crescut. Interesant. Și ați luat-o, am zis, am asimilat cu o corăbioară, cu o călătorie. Ați stagnat în acest loc. Dar, pentru că stagnând, ați fost puși în acest 2 de spade și 2 de bâte, alegeri, ați învățat, sper că poate și etalările acestea sau pur și simplu divinitatea v-a inspirat și v-a ajutat să învățați, v-a învățat să puneți granițe personale. 7 de bâte, asta înseamnă. Îi puneți la punct pe toți cei care vă stau în cale, da? Cine vă stă în cale, aici este calea voastră, în lumină, în pasiune, în dragoste, că am văzut și asul de cupe. E vorba de voi, poate să fie și de voi împreună cu cineva, pentru că 6 de monede reprezintă și reciprocitate față de cineva. Sau cineva, repet, vă oferă lucrurile de care aveți nevoie în condițiile în care cineva nu a oferit. Și ce e frumos, în momentul în care voi puneți granițe personale față de cei care v-au blocat, se deschid căile, că aici sunt 6, da? Sunt 3 și 3, da? 3. Interesant. Se renunță la o călătorie, se renunță la această lipsă de credință și se manifestă o altă călătorie, că tot am vorbit de călătorie, un 3 de bâte, mergeți într-o altă direcție cu speranță. Se separă lucrurile, apropo de portaluri energetice, se separă lucrurile. Și mergeți, repet, către 6 înseamnă echilibru.
E numărul lui Venus. Balanță într-o formă, într-o manifestare, nu formă, manifestare materială. Clarificăm totuși trei de bute. Că am zis că voi clarifica trei de bute. Wow! 8 de spade, manipulări. Pentru mine, manipulări. Iar bloc. Uf! Uf! Manipulări mentale. Și aici, acasă, că e casa patra. N-am ce să zic. E acasă sau la job. Da? Au fost niște manipulări. Oricineva a vrut să aibă controlul. Poate dacă voi sunteți, ați fost în această programare, ați renunțat la această programare pentru că ați înțeles că este greșită programarea. Poate ați primit inspirație de undeva. Am văzut astfel de bute înseamnă și inspirație. Poate ați început să vă vindecați într-o formă sau alta, că am văzut astfel de cupe. Pentru că atunci când vă simțiți trădați, începe să controlați și voi, pentru că ați văzut. Acum nu știu cine e acolo. Că sunteți voi aici, varianta voastră veche. Da? Sau poate sunteți voi aici blocați lângă cineva care a încercat să vă domine iar. Variază. Ce frumos că se continuă cu 7 de bute și 6 de monede. Aici este un cocon de fluture, un fluture netransformat, care atârnă de un as de spade, de iar inspirație, de cuvântare, de înțelegere, de înțelepciune. Și ce interesant, unde s-a oprit aici? La 2 de cupe. Diavolul, asul de spade de care spuneam și comunicarea emoțională despre care spuneam. Au fost confuzii. Dar comunicarea cu cineva sinceră, sinceră, 7 și cu 1, 8, v-a ajutat eventual să vă eliberați de aceste programe, să înțelegeți energia toxică pe care ați manifestat-o, poate nu voit. Repet, poate datorită unei educații acasă, tatăl, bunicul, sau acest diavol să reprezinte un șef, oricum, sau o familie toxică. Diavolul înseamnă pentru mine relație, de căsătorie, de interes. Și asta e, ați înțeles diferența. Asul de spade, interesant, sunt două trăsnete, da? Și sunt două noțiuni. Ați înțeles diferența între relație de suflet și relație adictivă, toxică, codependentă. Ar fi mișto, dacă ați înțeles asta, ar fi super. Pentru că 8 înseamnă transformare mentală. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Și acest echinocțiu vine cu această înțelegere. Repet, blocaj a unor energii toxice care v-au blocat întâlnirea cu sufletul pereche, cu care semănați, cu care... Și dacă nu semănați în anumite aspecte, semănați în altele. Este o completare. Interesant ce văd eu acum, ce canalizez roata norocului, da, schimbare de energie, da, mersi. Aici este un X, roata norocului. Și am văzut un 10 mai devreme, 10 de spade. Încheiați un ciclu de suferințe și începe să se manifeste, am zis, să dau la o parte blocajele, să se manifeste pasiunea. Relații, nu egale, musai, armonioase, aș spune. Pline de compasiune, de empatie, de înțelegere. Și de pasiune, dar pasiune creatoare. Hai să vedem ce mai aveți. La voi au venit mai multe cărți, se pare. Extraordinar, lumea, încheiați capitolul. Și am vorbit de transformare, parcă am vorbit, da? E fluturile acelea acum, ia uite, vă transformați. Ascultați Psihe și Eros, vă rog frumos, e acolo în playlist. E mai, nu știu când am făcut, acum vreo 2, chiar 3 ani. Puteți să ascultați, dacă vreți, la mine, dacă nu, în altă parte. Da. Transformare.
9 de cupe, ce frumos, bucurie! Un nou capitol plin de bucurie, 2 de cupe în care primiți reciprocitate, dragoste, înțelegere. Asta sunt multe totuși, nu le pot. O nouă lume. În primul rând, învățați să vă iubiți și să vă apreciați. Da? Și iubindu-vă și apreciindu-vă, puneți, da, ziduri. Vă luptați cu cei care v-au blocat până acum. 5 de, da, vor fi în continuare, vor mai fi atacuri, 5 de bâte, vor mai fi conflicte. Dar odată ce v-ați transformat și mergeți, ia uite, către 9 de cupe, speranță, că aici nu mai era speranță, 9 de cupe este steaua, varianta mică, steluță, zic eu, da? Emoții, oameni care se iubesc și vă sunt alături, nu oameni toxici care încearcă să vă domine, ia uite. Interesant, cu asul de spate, interesant, ar putea să fie separarea dintr-un cuplu, cum să explic, un divorț, da, hai pe simplu, un divorț și acest copil să fie o problemă sau întârzierea divorțului, întârzierea atracției sufletului pereche din cauza că ați avut acolo probleme. Un divorț, așa. Aici la capătul setului de cărți, 4 de bâte, 8 de bâte și temperanța. Cu răbdare mergeți într-o nouă direcție, da? Într-o nouă direcție. Alegeți dragostea. Alegeți dragostea, dragostea față de voi și odată iubindu-vă, plutește în aer acest doi de cupe, acest cuplu. Care se iubește, mă, nu se domină, nu se controlează. Că asta nu-i iubire. Alegeți dragostea. Iar drumuri, acum se deschid drumurile, interesant, cu 8 de bâte. Odată ce vă eliberați. Pentru unii văd un drum către o casă care va duce vindecare. Că e casa părintească, că e casa veche, că depinde împăratul acesta unde a fost. Că e o altă casă, vă mutați în altă casă, unii dintre voi ar putea. Pentru unii, nu pentru toți. Însă, odată eliberați de această casă toxică, puteți să manifestați, repet, un cuplu armonios, o casă plăcută, caldă, cu altcineva. Cu altcineva. Și 5 de bâte, da, arată că vor mai fi conflicte cu personajele din trecut. Dar nu mai contează. Interesant, profesor spiritual? Aveți un profesor spiritual care vă inspiră către libertate? Interesant. Către libertate? Sau poate voi deveniți, interesant, ce frumos, voi vă ridicați deasupra acestei experiențe, știți? Profesorii spirituali au trecut și ei prin probleme. Dacă să ne gândim numai la Iisus, prin câte probleme a trecut, da? Că și el și-a părăsit. Niciun profesor spiritual nu rămâne acasă. Da? Niciun profesor spiritual nu rămâne acasă. Pentru că, de fapt, casa spiritualității nu este casa numărul 4, este casa numărul 9. Și la nouă, acolo se găsește libertatea. Casa lui Jupiter, a săgetătorului. Profesor spiritual. Ori, pentru a vă recăpăta această libertate, pentru a intra în această transformare, sau pentru că... sau cineva din preajmă, un profesor spiritual v-a susținut în această transformare. Dar, trecând peste susținerea cuiva, voi, dacă vreți, puteți să începeți un nou capitol prin această dragoste față de voi, în care puteți să învățați pe ceilalți cum să se elibereze de trecut, cum să pună granițe personale și cum să se lupte cu cei din trecut, pentru că trebuie să te lupți la un moment dat. Nu e suficient să te eliberezi. Da? Și să începeți să luminați într-o altă formă față de alți oameni. Hai să iau din aceste de cărți. Poate că începeți un curs de spiritualitate. Asta este noua direcție. Către libertate. Un curs de spiritualitate, de tarot, de astrologie, de reiki, de ce vreți voi.
ca și cadouri. Un mesaj pentru numărul 2. Ce alte bucurii? Mai. Nu. Ia uite, un munte. Muntele acesta de greutăți. Este un munte, este o lume. Foarte grea. Pe care trebuie să o învingeți ca să vă descoperiți. Să vă... Nu să vă descoperiți, ca să vă iubiți, deși ați început să iubiți, ca să dar cineva vă luminează calea, ca să pentru unii dintre voi aveți un suflet pereche la distanță, peste hotare, posibil, un munte, e ceva greu de trecut. E interesant, e numărul 6, numărul îndrăgostiților. Este o dragoste care întâmpină, și apare 2 de cupe, întâmpină multe provocări. Provocări create de tradiție, de contracte, de joburi, de ambiții, de bani, de foarte multe. Și totuși e lumină. Se arată o cale prin acest munte, eu așa văd. E o cale prin acest munte. E interesant că aveți și aici o cale. Cineva vă arată calea și ar putea... Cum simt? Calea e prin voi. 26 la capătul setului de cărți. Niște emoții înghețate din cauza acestor probleme. Dar, ia uite, ați stat pe loc. Dar câte cărți arată? Ia uite, blocaje. Aici drumul este blocat. Am văzut 3 de bute invers. Aici stuck in the mud. Da? Putere există. Dar tot timpul e aici o susținere. Interesant. O susținere, o lumină, spiritual teacher. Cineva vă ghidează, sufletul vostru pereche eventual. Vă ghidează de la distanță, că știți că nu știți. Poate nici ei nu vă știu și vă se roagă pentru voi. Dacă aveți o flacără geamănă care știe ce are de făcut. Orgoliul. Probabil a înghețat emoțiile cuiva într-o formă sau alta, dorința de control. Vedeți, ideea este că acum... Se manifestă un nou început. Lumea înseamnă încheiere și început. Freedom, libertate. Alte mesaje aveți, numărul 2. E călătoria voastră spirituală. Am vorbit de călătorie. Către dragoste. Vedeți voi, cum zicea și Rumi, până la trandafiri. Ai de atins țepii. Până să te bucuri de dragoste. Ai de înfruntat multe. Dar... Spiritual teacher, aici este, iar oricineva care vă ghidează un suflet pereche, care vă ghidează o flacără geamănă, chiar dacă nu vă cunoașteți, ori poate începeți voi niște cursuri, începeți să vă deschideți, dar pentru asta trebuie să blocați acele lucruri, da? Să le blocați, cei cu care v-ați luptat, conflictele, da? Și să începeți o nouă lume care vă iubiți, sperați. Ups, ia, asta, ce aici? Ia uite, maestate și virtute. Un personaj, sau poate voi, manifestați prin toate greutățile prin care treceți, maestate și virtute, ori acest personaj vă arată. De fapt, vă pune, da, vă arată prin aceste alte lumină.
Vă arată calea. Calea aici prin voi. Și prin cuvântare, interesant, trebuie să se cuvânteze ceva. E o gură deschisă, chiar dacă e o peșteră. Modestie și credință. Ce frumos! Asta ține de profesorul spiritual și de dragoste față de voi. Și ce mai este? Interesant, dragoste la prima vedere și un spirit mândru. Dar aici mândria nu e vanitate, nu e orgoliu, este mândrie. E virtute, maestate, credință sau loialitate, modestie. Poți să fii și proud, da, și mândru și modest în același timp. Vedeți cum se așează, cum vor rezona, cum se vor manifesta mesajele în viața voastră. Cam acestea sunt deocamdată pentru echinocțiu. De primăvară. Îmi pare rău că ați trecut prin atâtea probleme, pentru că se pare că ați trecut prin foarte multe probleme. Chiar dacă sunteți puternici, sunteți puternici. Dar mai aveți multe lucruri de învățat și voi. Ok, ok. Cei care ați ales? Ia uitați cum s-au făcut petalele. Ia să le vedeți mai bine. Mai, mai. Vedeți un vișiniu. Ce frumos e. Ce super. Deci că e catifea, mă. Mi-a plăcut că s-a uscat așa, în trei. Sper că nu sunteți într-un triunghi amoros. Sper că nu sunteți. Dar trei este numărul trinității. Dacă ieșiți din bipolaritate, prin creativitate, puteți să manifestați creștere. Din polaritate, nu bipolaritate. În polaritate mai greșesc și eu. Mama de bâte. Regina de bâte. Regina de bâte. Mai, ce aveți aici? Opa! Și tatăl de bâte. Interesant. Multă pasiune între voi și cineva cu care puteți să creați stabilitate. Dar a fost nevoie, este nevoie în continuare să schimbați energia roata norocului, să schimbați abordarea ca să puteți să manifestați. Pentru că nu e suficient să fie pasiune, 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 regele și regina de bâte, să aveți potențial de stabilitate, de bucurie, ci să și simțiți, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și că liliacul în anumite culturi reprezintă iar iluminarea, pentru că acesta poate să vadă în întuneric. Probabil că o situație a stat pe loc. Nu s-a manifestat fericirea. Într-o întâlnire de destin, roata norocului. Cu flacăra geamănă, eventual, regele de bâte și patru de bâte, probabil. Șase de monede. Sunt multe cărți, dar ia uitați, îndrăgostiți. Asul de bâte, asul de cupe, iar apare și la voi. O nouă pasiune, o nouă dragoste. Încă o carte. Șase de cupe, vă împăcați cu cineva, șase de cupe, șase de monede, regina de bâte. Și zece de cupe, interesant, faietonul, da. Lăsați stagnarea în urmă, da, o dragoste a stat pe loc. Dragoste față de flacăra voastră, geamănă, ia, regele de bâte și flacăra și patru de bâte, care uneori simbolizează întâlnire plăcută, sărbătoare, un potențial de stabilitate, dar nu aceea tipic semnelor de pământ, ci o stabilitate bazată pe bucurie și
Vindecare cu asul de cupe. O dragoste care a stat pe loc. Din niște motive. Dar acum se merge mai departe. Se iau hățurile în mână, vă puneți la volan, apăsați pe ce? Pe ce? Pe viteză, da? Și mergeți către 10 de cupe fericire. E o împăcare cu cineva, eventually. Cu cineva cu care rezonați foarte bine, cu care puteți să creați în această lume, dar deja ați creat într-o altă lume, într-o altă dimensiune. V-ați mai întâlnit undeva cândva, ați mai făcut casă. De-aia apare 4 de bâte, 10 de cupe, eventual sentimentul de deja vu, de familiaritate. Există un personaj. Și ăsta, ai e 9 și eu citeam 6. Wow, dar nu contează. E bine și așa. Probabil că independența și creativitatea voastră va atrage, că regina de bute atrage magnetică, va atrage acest personaj, un personaj din trecut cu care puteți să creați ceva deosebit în această viață. Deci rămâne valabil. Acum, da, e interesant, la numărul 2 am citit această carte ca pe 6 de... Da, așa a fost să fie canalizarea, nu mai contează. Okidoki. Probabil că aveți pasiune foarte mare pentru cineva care e foarte independent, independentă. Acesta sau aceasta este sufletul vostru pereche. Un suflet pereche, flacără geamănă, repet, cu care ați mai fost. Rădăcinile acestea sunt colorate, ați fost în multe vieți. Nu e doar o culoare, interesant, sunt mai multe culori. Ați creat. Pentru că regina de băte creează, da? Ați creat multe lucruri. Și o pasiune pentru un personaj independent sau independența voastră vă face foarte atractivi și vă atrage printre personajele care sunt în jur acest suflet pereche. Deci cine de bâte foarte creativ are niște ouă, da? Și are și o bâtă, știe să manifeste. Bâta asta mă duce cu gândul la magicia, nu la chestii falice. Nu e totuși o regină, da? Știe să manifeste creativitate și este independentă. Da? Și ține la ce are și să facă. Ține foarte mult. Turnul, 3 de cupe. Turnul, 3 de cupe. Și vă aduce echinocțiu. Într-un mod neașteptat, întâlnirea cu sufletul, 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche. Nu știu dacă să le pun sau să nu le pun. 8 de monede și 5 de cupe. Poate din motive de job, de bani, s-a manifestat o separare între voi care a dus multe lacrimi și tristețe și suferință. Dar dacă treceți peste aceste lucruri, puteți să construiți ceva. Cu 8 de monede sugerează că puteți să construiți ceva, să munciți împreună, dacă vreți. Pentru dragoste, asul de cupe și pentru pasiune, da? Ia uitați. Și stabilitatea 4 de bâte despre care am vorbit. Da, ține voia să trag... Nu știu dacă să iau grupul ăsta de cărți sau nu. Ups. 7 de spirale. Am vorbit de un personaj plin de creativitate. Apare aici regina de monede, care este creativă, dar are și pasiune, evident că, ia uite, sunt flăcări aici. E un personaj creativ care a creat, care poate va crea vouă conflicte sau 5 de bâte, creează invidii. Nu că își creează, pur și simplu atrage invidii pentru că este talentat, talentată. Creativ, se concentrează pe munca sa, da, este independent, 9 de monede. Ne-am văzut și 8 de monede și atrage invidii. Acest personaj se iubește 9 de cupe. Poate că sunteți voi.
poate că e altă persoană, voi știți. Ideea este că în această perioadă apare o revelație, turnul, în legătură cu o separare. O revelație. Ar putea să fie o separare de acest personaj despre care am vorbit, din cauza că au mai fost și alte persoane, triunghiuri amoroase, posibil pentru unii. Nu degeaba ați luat 3 și apare și 3 de cupe și am văzut niște chestii. Însă, cine a fost defensiv până acum? Cine a fost defensiv? Repet, din motive de job, de educație, de familie, de căsătorie, vrea să iasă din bărlogul său. Vrea să reconstruiască. Vrea să reconstruiască bucurie. Vrea să reconstruiască împăcare. Pentru că știe, simte. Simte. 9 de cupe, 10 de cupe, da? Simte că este altceva. Trei de cupe poate să fie, repet, întâlnirea cu sufletul pereche, pentru că se dorește, se speră și se știe. Uite, faetonul. Această călătorie va aduce fericirea. Faetonul reprezintă călătorie, reprezintă determinare, reprezintă victorie. Dacă faceți alegerile potrivite și nu doar alegerile și vă mișcați, vă urniți. Am zis, luați hățurile în mână. Vă puneți la volan, puteți să manifestați fericirea. Dar fericirea asta nu o să vină brusc cu 10 de cupe, se pare că vine brusc cu 3 de cupe. Cu o întâlnire prietenească, cu construirea unei prietenii. E interesant, mai ales că e un personaj independent aici. Ieșirea din bărlog, ieșirea din hibernare, interesant, da? Că tot e primăvară și vorbim de echinocțiu, deja a venit căldura. Poate că o să mai fie, eu știu, vreo zăpadă din când în când, dar iau, nu tot vrea să apare yoga. Poate că a trebuit să faceți yoga, poate unul dintre voi, din cei implicați în această poveste, că sunt personaje, nu e vorba doar de voi, da? Face yoga. Iute, dragoste și lumină. Sunteți susținuți de îngeri în această nouă direcție, o nouă direcție, că vorbim de un faeton, da? Care urmează să se manifeste de o călătorie. Călătoria are o direcție, da? Direcția este fericirea. Direcția este speranța. Asta e. Direcția este dragoste și lumină. Și sunteți susținuți. Bine ar fi să vă echilibrați un pic energiile, pentru că turnul reprezintă un eveniment neașteptat, o situație. Poate să fie o împăcare bruscă, ceva. Și tot ce e brusc și neașteptat vă poate dezechilibra și e bine să fiți în echilibru. Da, aia apare și această yoga. 49 minute. Ce alte mesaje mai vin? Uf, multe, dar se vrea comunicare, să înțeleg că vreți să comunicați. Am mesaj, echinocțiu. Ce face echinocțiu? Nu vedeți direcția către care mergeți. Trebuie să intuiți. Nu vedeți. Dar trebuie să aveți încredere. Dar vedeți cu ochii minții. De-aia vi se sugerează să faceți yoga, să vă echilibrați energetic. Nu vedeți. Interesant, când ieșiți din hibernare, ieșiți într-o perioadă de întuneric, voi sau cealaltă persoană. Poate cealaltă persoană nu vede sau poate niciunul nu vede exact direcția. Și zic de direcție pentru că iar mă întorc la acest faeton și iar avem o energie care ține de întuneric, de necunoscut, da? Spânzuratul, de noapte, de acest bandaj la ochi, dar trebuie, da?
Trebuie să învățați, să vedeți, cu alte cuvinte, să simțiți asul de cupe în spatele spânzuratului, să simțiți, da? Și simțiți și voi și personajul spre care mergeți. Simțiți că v-ați mai întâlnit cândva, că vă cunoașteți, că e un sentiment că ați făcut lucruri frumoase împreună. Slow and steady, încet și sigur. 12, iar faetonul, iar o chestiune care ține de necunoscut. Poate că prin vise vi se arată sau vă visați unul pe altul sau vi se arată niște mesaje în ce direcție să mergeți. Sau că ați mai trăit cândva împreună. E o chestiune de genul ăsta. 12. Interesant, după 12 ce apare? 38, poate este vârsta cuiva. Sau 83, anul nașterii, ce-o mai fi? 3 și 8, ce înseamnă 11? 11, iar e marea preoteasă. Necunoscutul. Dar este și justiția. Aveți încredere că va fi bine. Justiția ține de un 6 într-un fel sau altul, da? E numărul lui Venus. Îl regăsim la 6 de monede. Justiția ține de echilibru, de dreptate. Se va vindeca. Cineva prin atingere poate să vindece. Are această calitate de a vindeca niște traume, niște frici, o atitudine defensivă, poate chiar separarea poate fi vindecată, încet și sigur, prin lumină. Iar cineva predă. E un cineva independent, freedom, și avem și 9 de monede. E un personaj independent în viața voastră, sau poate urmează să fiți voi, care predă copiilor și copiii pot să fie și oameni. Pentru că oamenii sunt copii din punct de vedere spiritual, majoritatea, da? Predă lumină și dragoste. Și vă susține. Eventual, repet, susținerea asta? Da, asta este calea. Ia uite, asta este calea. Pentru unii, probabil că trebuie să, alături de prieteni, vă puteți găsi independența și independența financiară. Stai, cum să formulez? Dacă vă separați de ceva, prin creativitatea și pasiunea voastră și dorința de a vă conecta, că am văzut spânzuratul de mai multe ori, la altfel de energii, prin yoga și alte tehnici spirituale, da? Am văzut. Și cu ajutorul prietenului, nu mai știu dacă am spus odată sau de câte ori fi spus, puteți să vă creați o stabilitate financiară și independență. Bine. Vedeți sunt multe scenarii. Cum potriviți aceste mesaje în viața voastră? Ce asta? Cheerfulness, bucurie, crocus. Nu știu ce asta. Ia uite, este primăvară iar. Pământul este ca un copil care cunoaște poemul by heart, iar spune pe de rost. Ieșiți din hibernare. La capătul setului de cărți ce aveți? Primele emoții de dragoste. Nu știu, vine un suflet pereche în viața voastră sau vă împăcați cu cineva care vă e foarte drag și vă aduce multă fericire. Dragoste este un magician care trage omul în afara out of his own head, în afara pălăriei sale, în fine, pălăria fiind cupă. O cupă întoarsă, interesant, este o cupă întoarsă. Eu așa o văd pălăria. Adică blocajul iubirii. Da, drăguțe, drăguțe chestii. Deci, nu știți în ce direcție mergeți, dar aveți încredere că va fi bine. Am văzut și 38-ul care m-a dus cuvântul la justiție, la dreptate, la balanță. Aia zic balanță, fiți în echilibru energetic. Da, dragii mei. Dar lucrurile
nu știu, pasiune, e o pasiune trăsneț. Aici e o pasiune nebună. E trăsneț. Explodați. Mare grijă dacă faceți sex cu cineva. Ce orgasm o să aveți. Nu? Trebuia să dau mesajul acum până strâng cărțile, nu? Țâc. Ia să aprind eu mai bine becul ca să nu consum. Blețul. Se vede? Hai să se vadă. Deci ați ales aceste două petale albastre spre mov, spre indigo, de fapt. În formă de inimă, mă! Ia uita, ziceți că se sărută două păsări ciudate. Ce frumos e, măi, ce-mi place. Două suflete perechi, nu? Sau dacă nu sunt două, vor fi la un moment dat. În primul rând, inima asta sugerează o dragoste și albastru spre indigo, care urmează să fie anticipată. O vedeți, o vedeți, nu știu cât se materializat în viața unora altora, dar o vedeți. Poate că ar trebui să comunicați, pentru că e destul de albastru și că albastru înseamnă comunicare, dar este și un albastru mai violaceu. Trebuie să anticipați, trebuie să vă închipuiți. Și e destul de înaltă, că astea sunt culori înaltă, de vibrație înaltă. Nu e așa o dragoste, nu e doar o pasiune. Nu, e dragoste, bre. E dragoste, bre. Hai să vedem ce cărți mai vine. Pentru numărul care era 4. Hai să le fac mai scurte, dar uite, fiind 5 numere, hai să vă dau așa mai multe posibilități de alegere. Ce frumos e. Hai să dau mai aproape, ce-mi place. Ups. Judecata, interesant. Valetul de cupe, iar comunicare, da, din suflet, despre dragoste, judecata. Judecați acum. Cum să comunicați eventual? Temperanța. Și soarele. Vă temperați bucuria? Nu? Ce mai e, mai e? Cineva v-a separat de bucuria vieții voastre, de cineva care vă aduce multă bucurie, v-a simțit abandonați. Eventual, regele de monede sugerează că unul dintre voi a fost căsătorit sau ține foarte mult de material, a fost tăcere, iau-te, doi de spade. Iau-te, într-o poveste de dragoste, doi de spade și eremitul. Dar tăcere necesară ca să alegeți. Îndrăgostiți aleg și doi de spade aleg. Dar îndrăgostiții reprezintă și dragostea asta despre care am vorbit. Foarte înaltă, ar putea să fie flăcările gemene, da? Știți că sunt indigo. E, asta e cam, nu știu cât se vede, dar e destul de, da? Ia. Se vede că e indigo? Nu știu cât se vede, da? Dar este, vă zic eu. Da, flăcări gemene. Judecata. Judgment. Judgment Day. Renaștere. Asta este renaștere, asta e împăcare prin comunicare. Comunicați emoțiile, fiți deschiși cu sufletul vostru. Că cel din fața voastră sau cea din fața voastră vă înțelege. Ia uite, astfel de monedă a vrut să apară. Un nou potențial de relație de lungă durată. Aici este un foc încă neexplorat. E ca un vulcan care stă să iasă. Eu știu, de ce am amestecat încă o dată? Nu știu. Regina de spade și ce era 7 de cupe. Un personaj rațional care s-a simțit un pic confuz eventual în fața dragostei. Sau rațiune versus visare. Dar asta e, vă completați foarte bine dacă e rațiune versus visare. Sau versus... Da. Imaginație. La capătul setului de cărți, cât arată 7 de monede. O așteptare, dar cu încă unul, 7 și cu 8. Puteți să investiți cu siguranță. În siguranță, puteți să investiți. Cineva nu a știut exact, a fost o așteptare necesară ca unul dintre voi care e mai rațional, mai stabil, mai pragmatic sau practic, a trebuit să învețe sau să analizeze sau să descopere cum să investească în această relație, eventual să înțeleagă cum să renască. Pentru că renașterea ține de alte zone, nu doar materiale. Și personajul acesta aici a trebuit să
analizeze cum s-ar putea îmbina cele două energii, foarte. Judecata ține de rațiune, interesant, nu degeaba au venit cărțile, da? Judecata ține de rațiune, dar aici avem judgment, judgment day. Și la judgment day nu e doar rațiune, este la nivelul vostru personal, este și intuiție. Și intuiție, și intuiția îmbină mintea. Deci intuiția vine undeva la mijlocul drumului între minte și suflet, acolo este intuiția, acolo este. Vedeți voi, nu știu, așa simt să-i explic. Să le combinați pe amândouă. Visarea, creativitatea, intuiția, rațiunea. Dacă e vorba de o persoană în preajma voastră, eu cred că există potențial. Chiar dacă sunteți în aparență foarte diferiți. Dar se pare că vă potriviți mai. Ia uitați. Dar ce legați, v-ați înfășurat unul pe lângă altul. Judgment Day, renaștere. 20. Sunteți chemați să manifestați dragoste? Sunteți chemați să creați cu asul de monede valori care pleacă din această energie a sufletului, a inimii. Ia uite, cavalerul de cupe și împărăteasa. Creativitate. Da, lăsați niște conflicte. 6 de spade înseamnă călătorie, eliberare mentală. Lăsați conflictele de orice natură și mergeți înspre abundență. Cum am spus la început, da? Cum am spus, a apărut și atunci, era faetonul care reprezenta călătorie, dar era împărăteasa care simboliza și simbolizează și acum creativitatea, abundență. Lăsați conflictele, dacă le lăsați, puteți să creșteți asul de monede. E un potențial acum. Urmează, e nemanifestată împărăteasa, urmează să se manifeste. Eventual, dacă vă întâlniți cu cineva, urmează să se manifeste și un soi de maternitate. Poate nu musai printr-un copil, deși cred că unul dintre voi o să vă doriți la un moment dat un copil, cât acel copil poate să fie o energie creatoare sau spirituală, ar putea să reprezinte chiar o misiune. Vedem ce alte cărți mai vin. De fapt, San, că Dotri este valetul, San e tot cavalerul de cupe. Iar mișcarea reprezintă mișcare. Faetonul, iar apare faetonul chiar și la colectiv. A apărut călătoria asta. Cofi cu mașina, cu avionul, cu vaporul, cu lebăda, nu știu cine călătorește cu lebăda, dar era o mitologie, niște spiriduși îngerași care călătoreau cu. Ah, stai, stai, că nu era spiriduș. Cine era? Era un zeu care călătorea cu lebăda. Îmi scap acum, dar poate mi-aduceți voi aminte dacă nu o să caut eu. Luna. Okay. Secrete. Confuzii. Cine e rațional? Trebuie să se elibereze de aceste frici de emoții și să meargă să acționeze. Cavalerul de cupe, faetonul. Și încă o carte. Suntem în anul tigrului. Intrați în acțiune! Și faetonul reprezintă victorie. Dacă vreți să vă împăcați cu cineva și să manifestați comunicare, împăcare, uite, două cupe, da? Și o legătură stabilă. Puteți. Pentru că faetonul reprezintă victorie. Ia uite, extraordinar, a doua oară apare judecata. Măi, deci chiar e renaștere. Poate că amândoi renașteți. Pentru că ar putea să fie vorba de două persoane, că sunt doi cavaleri de cupe, două persoane care vin să-și întâlnească sufletul. Își deschid sufletul unul în fața celuilalt și apare iar cavalerul de spade, iar energie de apă și de aer, apă și aer.
Dar aici este o renaștere foarte brutală, nu brutală, bruscă, să zic. Cavalerul de spade foarte iute. Cavalerul de cupe e mai blând. Deci unul a renăscut mai încet, celălalt renaște într-un mod. În momentul în care vă întâlniți cu, a manifestat această victorie, vă întâlniți, comunicați, celălalt va renaște într-un mod foarte intens și, da, și brusc, așa, nestăpânit, aș spune, cavalerul de spade. Eventual, comunicarea dintre voi renaște hodrong-trong brusc. Hodrong-trong brusc, ceva. Dar ceva în această comunicare creează, e ca un soi de fundație, da? Pune bazele unei relații de lungă durată, prietenie, ce ar putea să fie, colaborare, poate să fie și colaborare la locul de muncă, nu vorbi, dar totuși, ați ales o inimă, măi, totuși, totuși. Și asta. Ia uite, școala. Aveți de învățat unul de la celălalt. E o chestiune de școala de șofer. Școala de șofer, da, școală și șoferie. Ți-a zis, faetonul, nu? E singurul care conduce ce fac aici prin tarot. Afară de regi. Da. Și călătorie. Păi n-am zis și nu, acum chiar că e școala de șofer, dați-vă încolo. Bine, poate să fie, pentru că aici ce este un avion. Poate e școală de parașutism sau poate, na, unul face tarot și altul, ia uite, tarot, justiție, artist, muzică. Dacă lucrurile astea vă spun ceva, da, stau să fac scenarii, nu mai termin până de seară. Deci, ideea este că acest echinocțiu va aduce interesant călătorie, faetonul și călătorie, da? Călătorie. Cofi cu mașina, cofi cu avionul, nu știu, nu cred că e doar virtuală, dar poate că ați comunicat. Da. Am zis, e comunicare. E o comunicare, pentru că avem și elementul spadă, aer. E o comunicare online. Și am zis, hodron-tron brusc, cineva zice, băi, da, vină, eu știu, până la Paris. Da, mă, nu strica inimioara. Vină până la Paris. Păi, da, de ce? Păi, e acolo pufuleți cu sclipici. Eu am pufuleț colorat, n-am cu sclipici. Nu pufuleț, mă, pufarine, vreau să zic. Da, interesant. Școala de șofer. Așa mai poate și o chestie de matematică, dar nu e, faetonul. Da, zici și tu ce să zici. Poate ați făcut școala împreună, interesant. Poate ați fost colegi de școală, de facultate, pentru unii, poate și asta. Hai să vedem ce altceva. Dar ideea este cu școala, probabil că și aveți două da? De două ori judecata, care înseamnă renaștere. Eu cred că amândoi puteți să învățați unul de la celălalt. Amândoi vă sunteți și profesor și ucenic. Interesant. Interesant. 17 plus 18. Cât înseamnă? Stai înțeleg. Steaua și luna. Vindecarea emoțională. Ce frumos. 27 plus 19. 19 înseamnă și soarele. 2 și cu 7. Cât înseamnă? 2 și cu 7. 9. Eremitul. Eremitul înseamnă tăcere. Cineva, într-o perioadă de tăcere, că de-aia renașteți amândoi și renașteți printr-o comunicare bruscă. După o perioadă de tăcere în care a fost reținut soarele, bucuria dintre voi a fost reținută, se vindecă, probabil din cauza unor frici emoționale, se vindecă niște chestiuni care țin de emoție. Uite ce mesaje vin! Nu degeaba starote la... Da, frumos, frumos. Da, ce mai am? Ce-ar mai fi? Ce-ar mai fi? Come to life! 2 și cu 9. 11. Nu? Asta e ziua mea. 11. 11 e justiția. Dar parcă văzusem și justiția. Se face dreptate în viața voastră. Eventual, chiar prin aceste cărți de tarot, prin oracole, prin ce mai așa, intuiți, vă atrageți dreptatea, vă atrageți renașterea într-un fel sau altul, da? Poate și prin artă, dacă practicați arta, învățați să manifestați dreptate, echilibru.
Dar coming to life. Da, se face dreptate, justiție divină. Veniți împreună să vă transformați. Vă transformați, iar o transformare, judecata, renaștere. Înspre lumină. Ce renaștere, bre! Dar ce renaștere, amândoi! Amândoi renașteți. Două persoane diferite, dar care dau bine împreună. Da, aveți de învățat și nu știu ce. Băi, de ce mai scos încă o carte? Nu știu de ce. Ia uite, interesant, a fost tăcerea, a zis de remit. Ia uitați-l. Solitudine. 13. Dar 13 este numărul. Ieșiți din tăcere și manifestați renaștere. Comunicare. Corectă. Și logică și emoțională și sentimentală și... Protejați această relație, că este foarte specială, o comoară. Și unul și celălalt sunteți oameni foarte speciali, mai ales vă vedeți, fiecare se vede special în viața celuilalt. Nu doar că sunteți speciali în viața altora, dar voi vă vedeți unici, adică chiar vă acordați valoarea aceasta pe care o meritați. Știți? Protecting treasure. Împreună sunteți o comoară. Protejați această comoară. Poate aveți de descoperit o comoară, că tot vorbeam de flăcări geamene. Poate comoara este, interesant cum vine mesajul. Nu doar că împreună sunteți o comoară, împreună s-ar putea să creați voi o comoară, pentru că aveți astfel de monede și am văzut și împărăteasa mai devreme. Abundență. Dar nu vorbesc doar de chestiuni fizice, de bani, vorbesc de mai mult, știți bine. Vai, new start and wisdom, un nou început și înțelepciune, knowing yourself, cunoscându-te pe tine, este începutul înțelepciunii, aici este transformare, amândoi vă transformați, băi, dar ce frumos, wow, dangerous pleasure, da, am zis la asta, sau la ce mesaj am zis? Dacă, nu, la celălalt am zis. Dar și aici aveți semnal, ia uite, determinare, faietonul și creativitate. Sau reușite creative. Se renaște o pasiune. Da, pasiune, plăceri periculoase. La, 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 la. Însă, e frumos, e de bine, mă bucur pentru voi. Mă bucur! Ce școală ar mai fi? Am zis așa, școala de șofer, da? Școala de pietoni. Ce altfel de școală ar mai putea să fie? E o școală, școală, școală. Faeton. Școală și cavalerul de cupe. Poate să fie și de canotaș, ca ea, ca noi. Sportul de apă, de enot. Ha? Să fie și asta? Mai probabil că pentru cineva e. Știți voi că nu o fi pentru toată lumea. Anumite mesaje nu e pentru... Nu e. Nu sunt, scuzați-mă. A, și 13 am vorbit de transformare. Ieșiți din tăcere și manifestați renașterea despre care am văzut. Am vorbit mai devreme. Cine a ales aici? Petuluță de trandafiraș galben. Galben, eu simt că acest echinocțiu vă va aduce energie. Eu așa simt. Eu asta la asta m-am gândit când am pus petala. Va aduce energie pentru că acest galben reprezintă chakra a treia, încredere. Va aduce încredere în voi. Interesant mesaj. Va aduce încredere în voi. Hai să mai vedem ce vă mai aduce acest echinocțiu. Binecuvântări divine. Încredere în voi. Aur. Aur? Aur ar putea să fie. Valori speciale. Ce vă mai aduce acest echinocțiu? Hai să vedem. Ups! Reciprocitate, dacă astea nu-s bănuți de aur. Spuneți-i și mie, cum să nu fie bănuți de aur? O plantă care face bănuți. O plantă care face bănuți, da. 6 de monede. Ăsta e 6 de monede. Eu am confundat la mon, dar nu contează. Channeling-ul e channeling.
Da, drăguț, și aici mai sunt două cărți. Opa, așa, nu, trei, ia. 8 de băte, 2 de spade și 7 de băte. Opt de băte înseamnă călătorie, înseamnă și comunicare, înseamnă că vreți să mergeți mai departe, poate primiți un ajutor financiar de la cineva. Dar în primul și în primul rând, dacă voi descoperiți această încredere în voi și energie în voi, sunteți, veți fi apți să mergeți mai departe. Probabil că undeva a fost o tăcere, o lipsă de comunicare, un blocaj, pentru că văd, da, se vede că a fost un blocaj. Eu le-aș pune așa, de fapt, le-aș pune așa. Că am vorbit de încredere, care v-a blocat oarecum încrederea, energia, pasiunea. Dar acum ceva se întâmplă cu 8 de bâte. Și vă reechilibrați. Iar am văzut bonus de aur, măi. Financiar, poate. Eu așa l-aș așeza. La capătul setului de cărți, 5 de bâte, conflicte. Regele de spade. Da, aveți discuții. Înțelegeți. Asul de spade, diavolul. Înțelegeți că cineva v-a făcut ceva în aceste blocaje, a încercat să vă aibă, să vă corupă, să vă țină în lanțuri, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în familie. Regele de spade. Aici este asul pe care îl căpătați voi. Aveți înțelegere în legătură cu cineva. Aici, asul de spade. Și cu 1, 6. Dar înțelepciunea la care și adevărul la care ajungeți vă dă puterea să vă eliberați. Pentru că 5 și cu 1 înseamnă... A, nu. Lasă așa, 5 și cu 1, 6. Înseamnă o eliberare, dar eu... Dar nu contează ce... Rămâne valabil mesajul, că e channeling, da? Oricum trebuie să vă eliberați de acea energie toxică, clar. Poate și tăcerea să fie toxică, dar și comunicarea cu cineva. Ceva v-a blocat. Repet, ar putea să fie cineva să vă fi făcut ceva. Sau să vă fi manipulat, neapărat să vă fi făcut, că mie nu-mi place să promovez prostioarele astea. Că cine face, chiar că e o persoană proastă, cine face, e o persoană proastă pentru mine. Nu are cum să fie o persoană inteligentă, pentru că se joacă cu universul, pentru că oricum ce iese se întâmplă, se întâmplă. Că faci, că nu faci, tot se întâmplă. Dacă cineva e să fie cu tine sau să nu fie, o să-i faci cât îi faci. Nu, eu nu sunt de acord cu asemenea chestii și nu vreau să promovez. Dar dacă ați înțeles aceste lucruri, mergeți mai departe. Dar așa, cu viteza luminii, cu fulgere și trăsnete în jur, vă eliberați, blocați, pentru că aici sunt granițe personale, blocați pe cei care v-au blocat eventual și vă regăsiți pasiunea, ideea, energia, încrederea de care am vorbit și vă reechilibrați. Ori cineva, ori mergeți către cineva care vă echilibrează, vă oferă ce meritați, ce aveți nevoie, vă echilibrează. Vă ajută. Vă încarcă energetic, interesant. Să vedem. Page of Mirrors, valetul de cupe. Healer. Iar am vorbit de energie. Ori vine cineva în viața voastră care vă dă energie după o perioadă de decepție. Am văzut 2 de spade, 3 de spade. Și blocaje. Și am văzut și diavolul și conflicte. Dacă au fost lacrimi, din cauza unei distanțe, din cauza unei 8 de bute înseamnă și comunicare online cu cineva. A fost vruiată.
De invidii, de discuții, de diavolul acela, că aici sunt niște manuscrise, sunt de fapt scripte, da? Cuvinte. Cineva m-a influențat, măi, și acum se înțelege, ce să mai vă vindecați. Și vă vedeți de drumul vostru, ia uitați cum e, eu așa zic. Vindecați decepțiile, așa le așez. Vindecați, așa ce, vindecați decepțiile și mergeți mai departe, da? Ia uitați, decepțiile sunt aici. La blocajul 2 de spade, 7. V-a făcut defensiv, influența cuiva. Și indeciși. Și va prelua și din energie. Da, repet. Dacă voi vă vindecați, e bine. Dar ar putea să vină totuși cineva, pentru că totuși e o comunicare, e o călătorie, iar neașteptată, e un trăsnet, nu am cum să nu uit și mesajul ăsta, neașteptată, care vă ajută să mergeți mai departe. De fapt, 8 de bâte crește, mergem spre, da? Înspre lumină, înspre soare. Ori voi vindecându-vă, vă duceți într-un alt loc? Poate să fie călătoria voastră personală, dar trebuie să vă vindecați. Vă duceți într-un alt loc în care primiți reciprocitate sau vă echilibrați pur și simplu, sau vă găsiți alt job, sau care vă oferă stabilitate. Mergeți către drumul vostru. E o etapă, acești 6 de monede, e o etapă în călătoria voastră. Lăsați o fundație care, din cauza unor probleme, nu s-a putut, na, a rămas fundație. Da? Și mergeți, ia uite, asul de, nu e magicianul, asul de cupe. Ah, aici v-ați păcălit, măi, deci chiar v-ați păcălit la porți închise, la suflete închise. V-ați păcălit într-o situație în care ați pus prea multe, de ați pierdut energie, ați avut prea multe de făcut, prea multe responsabilități. N-ați putut la un moment dat să alegeți direcția, a fost răscruce de drumuri. Și iar cineva v-a influențat, am văzut diavolul, cu niște cuvinte. Dar v-ați păcălit în această relație, în acest job, în această situație. Ce-o fi fost ea? V-ați păcălit. 7 de spade. Dacă vă vindecați de decepțiile pe care și voi vi le creați, asul de cupe înseamnă vindecare, dar înseamnă și dragoste. Se poate manifesta o nouă dragoste, se poate manifesta independență, se poate manifesta echilibru. Poate că unii trebuie să vă eliberați de o relație, de cineva din familie, din, da? Ar putea să fie și un divorț. Dar nu țin musai să scot în evidență asta. Eu vreau să scot în evidență faptul că acest echinocțiu va duce într-un mod neașteptat o idee sau mai multe idei sau cărarea către vindecarea voastră sau comunicarea cu cineva care vă vindecă și o posibilă călătorie care vă echilibrează și călătoria vă adaugă la vindecare. Dar e o chestiune de călătorie. De fapt, călătoria asta a apărut în mai multe. E interesant, consiliere. Cineva vă susține. Consiliere, da? Ia uite, healer. Consiliere. Sau poate voi susțineți pe cineva, e foarte posibil și asta. Sunteți pe calea cea bună. Sunteți pe calea cea bună, am zis. Cale, călătorie. Ridicați-vă, mergeți către lumină. Repet, oricineva vă susține, vă atrage într-o nouă direcție. Ori voi invidecați sau invitați sau eu știu ce se întâmplă. Da? Și manifestați toate aceste mesaje într-un fel sau altul. Writing. Da, poate să fie și prin text. Da. Creativitate. Timp să decideți. V-ați luat destul timp să decideți. Acum gata. Fiți creativi, exprimați-vă creativ, scrieți. Dacă nu puteți să vorbiți sau vă e jenă, da? Faceți eventual jurnal, scrieți-vă un jurnal. Și sunteți pe calea cea bună. Ce alte mesaje mai vin? Dacă cineva v-a manipulat, am văzut comentarii, texte, da? Diavolul și cuvinte, manifestări negative, există iar, apare în viața voastră un personaj care vindecă prin cuvintele sale și dă, ia uite, are o ureche empatică, dă sfaturi înțelepte.
Și eventual, stând în preajma lor și voi deveniți mai înțelepți și vedeți ce și cum se manifestă. Detalii, detalii. Interesant. Ați văzut proiecții, vedeți? V-ați păcălit aici, este o păcăleală. Dar dacă învățați să puneți granițe personale și să mergeți cu încredere, încredere de care am vorbit de la început, într-o direcție care vă echilibrează și mai și. Detalii. Fiți atenți la detalii, mai ales când aveți a face cu decepții. Fiți atenți la detalii, pentru că cineva încearcă să schimbe percepția celuilalt. Claritate sau neclaritate. 4 și cu 3 cât înseamnă? 7. Alege, discerneți între adevăr și minciună și găsiți-vă calea voastră, că 7 înseamnă faetonul, da? Iar călătorie. Calfestați pe loc. Interesant? 44. Un număr foarte puternic. Ieșiți din noroi, a stat pe loc. Am zis că a stat pe loc. Acum aveți puterea să vă creați o lume a voastră. Dar trebuie să ieșiți. Dar ce puternici sunteți. Interesant s-a oprit la cineva care minte. Au fost minciuni. Repet. Sau ați fost manipulați. Sau, eu știu cum se explic. V-ați păcălit singuri. Mesaj pentru numărul 5. Vedeți, aici e un toiag, aici e un toiag. În momentul în care puneți granițe personale și decideți, granițe personale în fața mincii noștrilor și închideți ușile față de cei care v-au păcălit în relații prea extenuante, prea multe responsabilități, da? Mergeți în direcția care vă umple sufletul. Ce alte mesaje mai avem pentru numărul 5? Nu, oh, ce-mi place vulpița asta. O plânge. Îți dă seama că viclenia nu mi-a ajutat la nimic. Interesant, ia uite, ați ales trandafir galben și a venit trandafir galben. Entuziasm și prietenie. Da, aveți pe cineva, prietenie, da? Page of Mirror, consiliere, prietenie, cineva care vă ia alături. Și entuziastă, cu 8 de bâte, vorbește, la 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 la. Ați ales petala și a venit trandafirul. Un singur trandafir poate fi grădina mea, un singur prieten sau prietenă poate fi lumea mea. Vai ce frumos, când se termină bateria. Prosperitate și compasiune. A zis compasiune, se vede aici și prosperitate la 6 și 9 de monede și primule, dragoste tinerească, i-aș spune, da? If I had a single flower for every time I think of you, I could walk forever in my garden. Ce frumos! Dacă aș avea o singură floare, pentru fiecare moment în care mă gândesc la tine, m-aș plimba tot timpul prin grădină. Interesant, și cineva se plimbă printr-o grădină. Grădina Edenului, eventual. Prietenie și gratitudine. Foarte frumos! Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!